În localitatea Ostrovul Mare, chiar la malul Dunării, polițiștii de frontieră au depistat 18 cetățeni străini. Pentru fiecare persoană s-a plătit între 1200 și 1500 de euro. Aceștia au declarat polițiștilor că au trecut frontiera din Serbia cu ajutorul unei bărci cu motor. Cei 18 cetățeni străini depistați de către polițiștii de frontieră sunt din Siria, Afganistan, Irak și Somalia. Aceștia au reușit să treacă fluviul cu ajutorul unei embarcațiuni cu motor conduse de alți doi cetățeni sirieni care s-au și întors ulterior înapoi pe teritoriul Serbiei. În grupul de imigranți erau și 10 minori cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. În data de 21.02.2021, în jurul orei 1.30, la nivelul sectorului Părții de Frontieră, Porțile de Fiertoi, a avut loc o acțiune privind combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, în localitatea Ostrovul Mare, în dreptul kilometrului fluvial 872, a fost descoperit un grup format din 18 cetățeni străini. Imediat, persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Siria, Afganistan, Irak și Somalia, 8 adulți cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani și 10 minori cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. Pentru a ajunge pe teritoriul României, imigranții au plătit între 1200 și 1500 de euro pentru fiecare persoană în parte. Odată aduși la sediul sectorului pentru verificări, cetățenilor străini li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională.